que les bois. Așa pământ în cuburea. Dar nu iasă în convenie că eu să vin câteva 3-4 zile cu total și o să stropesc. Trebuie să iasă cât mai mult burean. Că eu să o stropesc. Și o să și putat să... Aici linia e... GPS concret. Chatário. Zbune arici și ea, nu așa le spune. Cere este într-o parte. Și sprimești. Ei, vorba și ea. Lucru nou e lucru nou. Eu să nu fost cu semănătoarea asta cu disc. Plângem. Și ne bat ce că se înfundă discul la o umiditate mai mare, nu știu cum. Eu încă n-am pățit așa ceva ca să înfunde discul de la umiditate, dar și umiditate. Îl lăs eu și se înfundă și mă aștept o zădouă. Salutare! Noi să mănânc porumb, azi e duminică. Nu mai știu ce dată, sincer, n-am idei. Să mănăm porumb, miercuri arat ploi. N-a să reușim să mănăm până miercuri tăt. Dar am vrut să vă arăt altceva în câmpul ăsta. Să mai filmez și în alt câmp și să mai povestim. Aici am avut grâu, după grâu am mers cu cizelul, după cizel în primăvară am mers cu borona. Și uitați-vă cum se primește. Paile de grâu, așa ian, le vedeți. Rândul, ferește paile în stânga și în dreapta. Și aici să mănăm. Practic, ca să luăm între rânduri. Eu dacă feresc în principiu un centimetru de pământ, iaca, gata, am ferit bolovanul ăsta, eu aici am umeditate, iaca, ei este. La un centimetru, un centimetru jumate, umeditate este. Asta ne îmi place. Într-o primăvară în care nu-i ploioasă, chestia asta cred că bate arătura. Nu ideal, absolut. Aici trebuie să merg cu glifosat. Dacă sper să reușesc până la ploi să merg cu glifosat, dacă nu, rămâne de văzut. Sper că erbicidul o să iei grâul care mai este căzut. Dar tractorul se glușește că nu are motorină. Azi a fost tare. Am ușa să filmez mai departe. Da, gata. Asta v-am zis super. S-o termina motorina. Că tare vane ne zis colegul ca să se termine, dar eu m-am gândit ca să... să ții până în câmp și ala, pentru că între timp ne duce motorina. Haideți să ne întoarcem înapoi. Eu n-am să editez, o să lăs așa, pentru că
În toate videourile mele mă stăru să fiu simplu și fără multă matematică și fără multe editări. Cam asta e. Eu sper că mult că bureanul care mai este aici n-a să afecteze, eu sper că el a să iasă porumbul repede ca să nu dă și alt burean. Cam asta e. Umiditate este. Este și nu-i puțină. Sper să găsesc un bob de porumb. Eu ieri am, dar n-am dovedit pentru că era sară. Ah, ia căutat. Bobul de porumb. Da, n-am dovedit să fac un video în comparație arătură cu chisel, dar pe arătură era mai puțin umiditate. Asta e. Așa îți primești după grâu, să mânăm porumb. Administrăm în jur de 100 de kg, 120 kg de îngrășăminte la hectar. Și sper să dăm încă vreo 10 hectare azi, măcar minim. Măcar vreo 10 hectare. Din total, nu avem așa de multe, noi avem vreo 2 zile când semănăm. Avem vreo 20, peste 20 hectare și dacă mai dăm și azi vreo 10-15, atunci e foarte bine. Cam așa arată câmpul la mine. Chisel plus borona primăvară și atât atât. Nu mai fac absolut nimic. Dacă aici așa arată. Așa că gata, deja e ud. Eu am dat un pic, așa că uitați-vă, nici un, hai să spunem un centimetru, dar e mult un centimetru, numai coaja asta oferesc. Plus la asta, avantajul care este, e că aici se vede mai bine, cumva rămâne restul de multe vegetale și cumva eu sper că ele să menții umiditatea. Apa n-a să se evaporă atât de repede. Nu e o chestie aici de laudă, pur și simplu eu vreau să văd cum a să decurgă lucrurile și a să trăirăm la toamnă. Adică, până la urmă, bătălia dintre chisel și plug e încă continuă. Și a să vedem. Bunkerul o să arăt. Dar până la bunker mai sunt o grămadă factori, o grămadă. Unul de cel mai important e ploaia. A doilea, îngrășămintele, sămânța, ierbicidul și toți factorii ăștia. Combina când treier, dacă tu poți să ai și 70 tone de porumb la hectar, dar dacă combina era și fărâmă și are pierdere, tu strângi numai 6 tone. Cam asta e. Primăvară continuă. La mine tractor. S-a terminat motorină. Incredibil. Eu sper tare mult cu voi, să nu pățiți așa. Uitați-vă cu și tractor muncesc eu. Nu ne rușine, mai zic că ca să mă repet de tare multe ori mai multe videouri, mă mai întâlnesc prin sat cu cineva, cu oameni cu care mă cunosc. Nu ți-e rușine atâta să pozezi pe internet, să te dai de pozor. Nu, pentru și. Pentru și. Muncesc. Nu dorm sub un gard, nu stau. Eu nu știu. Deși ar trebui să-mi și bă rușine că eu vorghesc, postez și arăt la oameni cu ce mă ocup eu. Eu nu dau sfaturi. Eu arăt cum fac eu. Și de multe ori cum fac eu e greșit, dar eu a să mă învăț așa. Problema e că până a să mă învăț, a să duc tinereța. Dar asta e. Tata e super. A să mai filmez și din alt câmp și a să postez. A să vedem și a să primească. Distracția continuă.
merge, lucrul merge. Pe unii mai greu, pe unii mai ușor. Lucrăm cu MTZ-ul.